Bună dimineața! Suntem în Grecia de 3 zile și se pare că nici astăzi nu putem merge la plajă. Adică putem, dar doar să mergem. O să facem și plajă. Așa că luăm iarăși la pas prin stațiune, vedem ce mai descoperim pe aici. Poate după masă putem să facem și noi puțină plajă, pentru că astăzi este ultima zi aici. Urât. E mai norat decât ieri. E plăcut afară, dar pe plajă nu cred că e în regulă. Ieri ne-a fost cam rece când am ieșit din apă, bătea un vânt foarte puternic. Până la urmă ne-am hotărât să mergem la plajă, chiar dacă cerul arată cum arată, este cald, am zis să nu pierdem totuși ziua de astăzi, poate după masă plouă, cine știe. Așa că mergem să vedem cum e cu șezlongurile, dar din ce văd eu de aici, sunt libere. Bun, ne găsim loc unde vrem. Vedem care e și politica, se plătește sau nu se plătește șezlongul, trebuie doar consumație sau plătim. Vedem noi. O să căutăm șezlong pe al doilea rând, chiar dacă primele rânduri sunt libere, dar vine apa prea sus, sunt prea puternice valurile și e posibil să ne ude toate lucrurile. Ia uite că sunt și cu sărteluță. Cam neîngrijit, dar asta este. Ne-am așezat în cealaltă parte a plajei, ca că nu se aude muzica așa de tare, dar tot așa se aude. Așteptăm să ne vină aproape urile. Ah, prima zi pe șezlong. Se pare că au fost valuri mari aseară sau azi noapte până aici sus. Parcă abia acum simt că suntem în vacanță. Tu nu? Până acum am tot umblat de nebuni. Dar dacă e așa toată ziua e ok. Să nu vină ploaia. Ne-a venit frapeul, 5 euro e un frape și nu ne-au cerut pentru sezon. Nu știu dacă nu se cere tot timpul sau doar astăzi că e vremea care e. Bine așa. Oricum e bine, cum bate vântul dinspre mare se simte așa parcă sarea în aer. Bun pentru plămânii noștri. Ce nu-mi place asta că e muzica prea tare.
Aici e zona de prosoape, destul de mare. Chiar dacă e norat, e foarte cald. Am ieșit din apă, am făcut un duș, deci nu simt că sunt udă. Nu știu câte grade sunt, dar e cald. Păi ce fain e nisipul aici. Păi aici chiar din ceștinia. Destul de lată plaja și de lungă. Cel puțin 2 km are. Acolo este un aquapark, ceva gonflabil. Depărtare se vede Tasosul sau silueta Tasosului. Înapoi la gălăgie. S-a umplut plaja până la urmă. Bine că am venit atunci când mai găseam locuri mai în față. Zona asta se adâncește foarte repede apa. În 2-3 metri e până la gâteva. Dar nu sunt curenți, am notat și puțin mai departe de mal.
Acum suntem pe o străduță paralelă cu drumul principal. Se circulă mandraci. Ne-am dat seama că e mai ok pe aici. După ce ne-am bălăcit și am făcut plajă la nori, ne-a luat foame, așa că mergem să mâncăm. Ce aici e campingul? Astea par mai vechi, uite, sunt în același stil făcute. Da. Aici e un camping pe lângă care vom merge și noi până la faleză sau aleea cu restaurante. Hai. Asta e campingul Paradiso. Iar în partea dinspre plajă e restaurant. Dar nu o să mâncăm acolo astăzi. Am văzut un restaurant italian cu pizza și paste și ne-a făcut cu ochiul chiar dacă suntem în Grecia și mergem să încercăm acolo să vedem ce au. Bun. Aici la de facto cred că e. Nu, asta e Romi. Uite, și acum e lume, da. Mă gândesc că dacă tot timpul a fost plin, nu? E și bun. Da. Unde ne așezăm? Mergem aici? Ce-i? Nu, nu, între aici, că ăsta, hai să... Da, hai să vedem.
Ne-am găsit masă și noi. Cu vedere la mare. Să vedem acum ce păpăm bun. Ce interesant e și masă, uite. Ce interesantă e masa. Mi-a venit și nouă ce am comandat. Eu mi-am luat ceva paste cu somon și creveți și nu mai știu ce, vă că e și ceapă tocată, nu mai știu ce. Și Romi evident că și-a luat pizza. Pizza de fapt arată bine și miroase bine. Și din partea casei sau partea casei și-o plătim noi apă. Bun, poftă bună! Am păpat aproape tot, Romi a păpat tot, pizza. Ce fain aici. Vezi, astea țin răcoare mai mult decât dacă ar fi nu știu ce acoperiș. Dud, și ăla nu mai știu ce. Ce copac e ăla? Flori. N-are flori. Și așa e de italian. Așa e de italian restaurantul, că mănânc cu dafinul lângă mine. Desert am primit. Am înghețat în... Vaflă sau nu știu ce. Și nota a fost 25-30 licenți. Pastele mele au fost 9,30 € și pizza lui Romi 9,40 9,40 Pizza ta 14,90 și evident că apa nu e gratis. Bun, oricum a fost bună mâncarea aici. Foarte, foarte sațioasă. Mai atât sunt de sătulă, nu mai pot nici să merg. Mergem în cameră, acum facem bagajul, punem în mașină și dimineața plecăm. Asta e ultima zi aici. Urcăm acum pe străduțe în orașul vechi sau satul vechi. Asta e de fapt Nea Eraclița, unde suntem noi. E partea nouă, Extravilanie. Acum aici o mare problemă, o au cu trotuarele, n-au făcut. Mă, nu vine mașina. Uai, ce fain e, da. Ce? Mie nu-mi place, la mie îmi place asta. Ce fain arată. Hai să construiește de zor.
viitoarea proastă, traversăm pe aici. De fapt, nici nu văd unde sunt treceri de pietoni. Cam asta a fost vlogul de azi și vlogurile din Nea Iraclița. Nu o să mai filmez nimic astăzi că ne pune să ne facem bagajele. Mâine plecăm spre Tasus, așa că nu ezitați să vă abonați pentru a nu pierde toate aventurile noastre. Pa!